de lumi hărțile acestea așezate după vecinătăți spațiale și continuitate în timp. E minimum de determinări pentru ca lucrurile să capete sens, să intre într-o istorie a locurilor, a oamenilor, a faptelor lor, a gândirii, a relațiilor, a credințelor, a orice se poate ordona după un criteriu. Acestea sunt ordonate după criteriul mișcării, al deplasării populațiilor în spațiile și timpii culturali ai altora pe care le modifică, le dislocă și uneori le fac să dispară. E o fierbere care distruge și creează. Este viață și moarte dacă ești în vâltoarea evenimentelor și este istorie dacă privești din perspectiva secolelor. De la căderea Bizanțului, 555 de ani se împlinesc pe 29 mai. 43 de zile a durat asediul. Turcii otomani, una din acele populații aflate în roire, au jefuit cetatea timp de 3 zile. Constantin al XI-lea, Dragastes, împăratul, a murit în luptă cu toți ai săi. Începea o nouă istorie, a unui alt imperiu care a durat jumătate din timpul celui pe care l-au distrus. Dar l-au distrus ei, otomanii? Sau s-a ruinat singur? Nu rămăsese decât orașul lui Constantin cel Mare. Atât rămăsese din vastul imperiu roman de răsărit. Mileniile de cultură ce îi dăduseră strălucirea trebuiau să se stingă în umbra semilunii. Constantinopolul se transforma în Istanbul. Agia Sofia, catedrala emblemă a puterii împăraților bizantini, se va transforma în moschee. Nu era prima întâmplare negativă din istoria ei. Turcii cuceriseră biserica ridicată de Justinian în secolul al VI-lea, pe locul celei ridicate de Constantin cel Mare, care se dărâmase. Pe locul ei, Constantin, fiul împăratului, și Teodosie cel Mare ridicaseră o a doua biserică. Importanța Imperiului Bizantin, ca a cărui existență a încetat în 29 mai 1453, odată cu căderea capitalei lui, Constantinopolul, sub stăpânire turcească. Sigur că acest eveniment al căderii capitalei sub turci este un eveniment trist care a marcat întreaga creștinătate, nu numai creștinătatea răsăritanice și pe cea opuseană, fiindcă alta ar fi fost evoluția lumii creștine dacă acest imperiu ar fi trăit în continuare. Bizanțul a fost o parte fundamentală a civilizației europene. Bizantinii nu s-au numit pe ei niciodată bizantini, îi numim noi bizantini. Ei erau romaioi, erau romani. Ei trăiau într-o Romaici Basilea, într-un imperium romanorum, cum se numea el în Occident. Era o lume care venea din imperiul de răsărit, așa cum fusese el creat în secolul al IV-lea, în momentul în care Teodosiu a creat o pars occidentis și o pars orientis a vechiului Imperiu Roman, cu toată moștenirea civilizației grecești, cu toată moștenirea Orientului, cu toate splendorile care de multe ori umileau pe cei mai simpli din Pas Occidentis. Marți, 29 mai 1453. Sultanul Mohamed al II-lea, cuceritorul, intră triumfător în capitala Bizanțului. Agia Sofia îl lasă mut de uimire. Sultanul își pune țărână în cap în semn de umilință. Intră. Lovește cu sabia un soldat ce spărgea pardoseala și hotărăște să o transforme în moschee imperială. 500 de ani a fost moschee, model pentru moschea albastră, moschea Suleiman, moschea Șehzade și moschea Rustem Pașa. A suferit în timp modificări. O nișă de rugăciune în direcția orașului Mecca, un minaret de lemn, un amvon, apoi ceva var peste icoane să nu se vadă chipurile zugrăvite, o madrasa, școala de religie, un minaret, mausoleurile lui Selim al II-lea, Murad al III-lea și Mohamed al III-lea, apoi o fântână pentru spălările ritualice, o școală coranică, o bucătărie și o librărie. Moscheea devenise centru social. De aici până la muzeu nu e decât un pas. Sultanul
sultanul Abdul Mejid a ordonat cea mai meticuloasă restaurare cu ajutorul fraților Caspare și Giuseppe Fossati, arhitecți suedezi. Ei au scos la iveală mozaicurile pe care le vedem astăzi. Solomone, te-am întrecut, spusese Justinian văzându-și catedrala. Slujbele ținute în Sfânta Sofia erau atât de grandioase încât Cneazul Vladimir, participând la una dintre ele, a hotărât să creștineze Patriarhia de Constantinopol. Și cruciații, creștinii ce veniseră să elibereze Ierusalimul, au jefuit Hagia Sofia, Catedrala Patriarhilor Ortodoxiei. A fost un eveniment trist, pentru că se termina o organizare de stat și bisericească cu o durată de 1000 de ani. Și acest imperiu a avut roluri multiple. În primul rând, a ajutat la creștinarea Europei și a populațiilor barbare care veneau în vremea aceea și se așezau în Imperiul Roman. Deci un rol misionar foarte important. Dacă nu ar fi existat un imperiu puternic, acel bizantin, iar împărații conducătorilor să nu fi fost creștini, răspândirea creștinismului, organizarea bisericii, ar fi durat și ar fi întârziat multă vreme. Această luptă între pro-occidentali și pro-bizantini, cei care priveau spre Orient și cei care priveau spre Occident, a făcut ca Bizanțul să fie sfâșiat de contradicții, dar în același timp să aibă o strălucire intelectuală, pentru că ambele poziții erau extrem de interesante, mergeau la părinții bisericii, mergeau la texte teologice, mergeau la cunoașterea unor izvoare ale culturii occidentale și orientale deopotrivă, pe care lumea occidentală, chiar lumea scolastică și a universităților, nu le avea. Civilizația atinsă de Imperiul Bizantin, ea a impresionat lumea de atunci, chiar și Occidentul, care, căzut sub dominație barbară, nu a atins asemenea culmi pe care le-a atins Constantinopolul, de pildă, centru politic al lumii. Și lucrul acesta îl spun și cruciații. Fusese un imperiu prea mare și dura de prea mult timp. Se cerea o schimbare. Puterea fracționată în 4, 2 Auguști și 2 Cezari, moștenită de împăratul Constantin cel Mare, nu se mai potrivea religiei unice, creștinismul. La 11 mai 330, Constantin I-ul mutase capitala Imperiului la Constantinopol. Îl avea cezar al provinciilor din Occident pe Flavius Claudius Iulianus. În februarie 360, trupele din Occident îl proclamaseră împărat la Lutetia, Parisul de astăzi. În decembrie 361 a fost recunoscut ca unic împărat. În 364, puterea se împarte iar între Valentinian și fratele său Valens. Sub Teodosie cel Mare, imperiul a fost reunificat pentru ultima dată în istorie, iar creștinismul, unica religie. Fiii săi l-au împărțit iar. Flavius Arcadius a devenit împărat al provinciilor de răsărit, Pars Orientes, iar Teodosiu al doilea al celor din Apus, Pars Occidentis, cu capitala la Ravenna. În 629, împăratul, imperatorul, cezarul, își schimbă titulatura. Devine Basileus, veche titulatură greacă potrivită pentru teritoriile din Asia și din peninsula Balcanică, dar nu pentru Roma, pentru nordul Africii sau pentru sudul peninsulei Iberice. Corsica, Sardinia, Sicilia, noua Romă concura vechea Romă și amândouă se zguduiau sub valul populațiilor migratoare, sub presiunea orgolilor vechimii istorice și ale strălucirii artei și culturii ce înflorea în Orient.
Grecii care au creat filosofia reveneau la potența spirituală care a caracterizat perioada clasică. Erau de data aceasta creștini. O metafizică subtilă îi aștepta să o tâlcuiască și pe deasupra erau în spațiile lor culturale, lărgite de Alexandru cel Mare și preluate de Imperiul Roman de răsărit. Care era dedesubtul, dacă vreți, acestor conflicte? El este foarte interesant. Bizanțul cunoștea două orientări majore în secolele 13, 14 și 15. Orientarea pro-occidentală, a celor care vreau unirea cu Biserica Romei și cu Occidentul, pentru că vedeau aici singura salvare din fața islamului, și partida autohtonistă, să spun, a bizantinilor foarte cultivați de alminteri, care spuneau este de preferat caftanul turcesc tiarei papale. Era, într-un fel, în cuvintele unui megazduc sau unui mare duce bizantin, Lucas Notaras, era în această metaforă spus aproape totul. În perioada în care capitala Imperiului a căzut sub turci, se afla Imperiul într-o mare criză, criză care a început cu 3-4 secole înainte. Deci momentul acesta al căderii capitalei sub turci este comparabil cu un fruct copt care cade de natural sau mai degrabă cu un fruct putred care cade la o zguduitură slabă. Așa s-a întâmplat și cu Bizanțul, pentru că dacă ne gândim la evenimentele premergătoare care au dus la slăbirea Imperiului, ne explicăm foarte bine astăzi, din punct de vedere logic, cum a putut fi posibil acest lucru. Și punctul culminant al istoriei bizantine, al puterii din perioada Evului Mediu, a fost atins la începutul secolului al XI-lea, în 1025, când a murit cel mai mare împărat bizantin, Vasile II Macedonean. Atunci Imperiul ajunsese la o culme și militară, și economică, financiară, din toate punctele de vedere. Dar succesorii acestuia, din secolul al XI-lea, au fost slabi și n-au mai respectat aceleași principii care au fost foarte cinstite de predecesorii lor, și anume predecesorii lor care aveau dușmani redutabili, arabii, perșii, așa mai departe, și după aceea turcii, și au pregătit o armată puternică și prin armată ei au putut să facă față acestor pericole și nu numai să facă față, dar să și înfrângă aceste forțe și să recâștige multe teritorii care le fusese recucerite. Turcii apar ca un pericol care reușește să îmbrățișeze într-o strânsoare de fier toată peninsula balcanică. La 1453 erau câteva puncte de rezistență. Era Constantinopolul, capitala, era Mistra, erau câteva centre în Crimea, în Epir, răzlețite, lipsite de unitate politic. Bizanțul era un stat minor. Spiritual, era un stat major. Un stat major în sensul unui stat extrem de important. Era ceea ce au numit savanții moderni germani o culturnațion, un popor al culturii. Sub semnul Bizanțului, nu în interiorul Bizanțului, stăteau mai ales structurile ecleziastice de la Peci din Serbia, de la Târnovo din Bulgaria, de la Argeș în Țara Românească, de la Suceava, de la Moscova, mai ales această perlă a ortodoxiei bizantine care era Rusia, din momentul creștinării ei și care cuprindea nenumărate suflete. De-al minter, Rusia, fost cea care imediat după căderea Bizanțului s-a proclamat a treia Romă, o doctrină care de la Filotei din Pskov din secolul XVI până la Solzhenitsyn astăzi este un fir roșu pe care l-au slujit
țari, marcneji, împărați, prim secretar de partide comuniste, din nou țari în ghilimele și așa mai departe. Da. Mănăstirile din Moldova de sus au resimțit șocul și l-au reflectat în zona de artă cea mai apropiată, pictura exterioară a bisericilor. Acum ori pictorul, poate la comanda restauratorului, logofătul Toader Bubuioc, sau poate a domnitorului Petru Rareș, care comandase înălțarea noii mănăstiri pe amprenta alteia ridicată în secolul al XV-lea, pictorul pictase în exterior asaltul Constantinopolului. Era o durere că cetatea fusese asaltată de creștini, dar era o durere la fel de mare că se prăvălise sub asaltul osmanlâilor. Descrierea luptei indică aproape obsesia pictorului. Apărătorii flutură pe ziduri Sfântul Aer, pe post de steagă. Un gest deznădăjduit, desigur. În plus, doamna Maria, a marelui Ștefan, era legată de Bizanț prin sânge. Prin sânge și prin credință erau legați de puternicele centre spirituale din Athos, Asia Mică și Patriarhia de Constantinopol. Cum să nu doară căderea cetății patriarhilor? Cum să nu fie atât de realist pictate oștile păgâne? Îi știau din înfruntările directe din țară. Fuseseră și ei asediați, dar scăpaseră. Fuseseră și ei asediați de frații lor într-o credință. Asediaseră și ei cetăți frățești, poate în Muntenie. Deci știau. Și poate toate aceste sentimente acumulate au sporit acuitatea și nevoia de iertare. S-a părăsit această politică de pregătire militară și romanii au avut lucrul acesta în sângele lor, pentru că e un proverb al lor. Si vis pacem, parabellum. Deci dacă vrei să ai pace, pregătește-te de război. Niciodată să nu uiți că trebuie să ai o armată care să te ferească. Ori în vremea respectivă erau foarte mulți dușmani exterior Imperiului Bizantin. Și ei s-au culcat pe laurii lăsați de acest mare împărat, au slăbit armata, au recurs la mercenari. Mercenarii nu sunt niciodată buni luptători, pentru că ei nu mai erau legați de conducătorii militari autohtoni, ci de omul care îi plătea, de împărat sau de altă persoană. Nu, nici nu aveau ce să apere, cum apărau ostașii locali, că luptau pentru glie. Și de aceea a decăzut armata și primul semnal clar al acestei decădere a fost în anul 1071, când armata bizantină a fost înfrântă de către turci în Armenia de astăzi, și acela a fost primul semnal al perioadei care va urma de decădere crescândă a puterii bizantine. Ineluctabil, Bizanțul cădea. Sigur, se poate spune că Turcia ar fi rămas în Asia Mică și Bizanțul ar fi avut două drumuri. Drumul occidentalizării totale, o să întreagă de forme deja apăruseră occidentale la Mistra, dacă te duci, ești impresionat de ceea ce vezi, sau o cale proprie, dar un soi de endogamie care cred eu ar fi înăbușit Bizanțul. Istoricii bizantini, Critobul din Imbros, Gheorghe din Trapezunt, în perioada aceasta de criză, au realizat că Bizanțul este sortit pieirii. Și au spus, au inventat, dacă vreți, în Occidentul Nicolaus Cuzanus, o teză foarte interesantă. Sultanii otomani sunt continuatorii bazileilor bizantini, care erau continuatorii vechilor
cezari romani. E foarte interesant că primele moschei turcești în Constantinopol, vreau să spun că toată povestea cu, pe care noi o învățăm în școli cu Mahomet Cuceitorul, care a distrus... Mahomet Cuceitorul a fost un om de o toleranță extraordinară, n-au fost distruse în vremea sa biserici creștine, de-abia sub Bayezid al II-lea, urmașul său, însă moscheile turcești au luat din arta bazilicilor și a bisericilor în cruce greacă înscrisă bizantine nenumărate elemente de planimetrie, de decorație, care mai apoi au fost transmise în Balcani, au ajuns până la noi, la Curtea de Argeș și la Târgoviște. În 1453, Gheorghe din Trapezunt, chiar în anul căderii Constantinopolului, spunea: aceasta este soarta noastră, otomanii vor continua pe bizantini. Și în al doilea rând, nu numai orientare politică, dar și structură morală. Pentru că împărații, cum spuneam, s-au culcat pe laurii victoriei, s-au ținut de alte lucruri, erau imorali, cu mai multe soții, cu aventuri și așa mai departe. Și lucrul acesta a slăbit foarte mult imperiul. Iar în momentul în care s-a întâmplat schisma cea mare între cele două biserici în 1054, avea la conducerea Imperiului Bizantin un împărat. Nu era nepregătit intelectual, că era un om de asta, dar un om decăzut moral. Era o judecată. Aceasta era percepția. Cel puțin la credincioșii de rând. Era o luare a minte. Prea multul și prea binele distrug. Ridică demoni împotriva sinelui și îl împing să încalce cele 10 porunci ale omului. Dar mai sunt și cele ale conducătorului, ale împăratului și ale ierarhului, mai ales ale ierarhului. Și împăratul și ierarhul sunt unși lui Dumnezeu pe pământ. Nu era prima judecată a unei cetăți. Ierusalimul fusese și el judecat, și regele Irod. Turcii nu fuseseră decât mâna ce pedepsește. În 1453 din Imperiu rămăseseră orașul în sine, o porțiune în Peloponez în jurul cetății Mistras și Imperiul Trebizondei pe coasta Mării Negre, format după cea de-a patra cruciadă. 7.000 de soldați, din care 2.000 mercenari străini număra armata. 22,5 km de ziduri, cele mai puternic fortificate ziduri avea cetatea, iar otomanii aveau 100.000 de oameni și 20.000 de ieniceri. Mahomed își construise flota de asediu cu mercenari greci în majoritate. Avea și două fortărețe, Rumeli și Anadolu, pentru a bloca ajutorul pe mare. A fost măcel în ploaie de ghiuleli. Armata a năvălit în piața din fața catedralei Hagia Sofia. Porțile ei erau blocate de un număr mare de localnici care sperau protecție divină. Atunci au pătrus soldații în catedrală și au ales odoare și sclav potențial, iar pe restul i-au ucis. Se spune că doi preoți care rosteau divina liturghie asupra mulțimii au dispărut în ziduri, în timp ce primii soldați turci au pătruns în catedrală. Însuși Constantin al IX-lea a fost schimbat într-o piatră de marmură și apoi ascuns într-o peșteră subterană lângă Poarta de Aur. Și așteaptă. Așa se spune. Ce făcea Europa? Se ocupa cu ale ei. De la schismă încoace, Bizanțul nu m-a interesat decât ca pradă. Nu asta făcuseră cruciadele în ciuda bunelor lor intenții afișate. Au fost mari figuri ale Bizanțului care trebuie să amintite. Pe de-o parte, au fost o serie întreagă de cărturari, Argiropulos între alții, care s-au dus, sau Hrisoloras,
care s-au dus în Italia și au învățat grecește pe oamenii primei renașteri. Tot ce s-a întâmplat la Florența în vremea lui Lorenzo Magnificu, transferul de Platon și de filozofie platonică n-ar fi fost de gândit fără prezența acestor bizantini. De-al minter, în momentul în care a căzut Bizanțul, Enea Silvio Piccolomini, marele umanist, cunoscut și sub numele de Papa Pius al II-lea, a spus, asta este a doua moarte a lui Homer și a lui Platon, căderea Constantinopolului. Aceștia au dat cultură Occidentului. S-a dezvoltat, de pildă, o nouă muzică. Muzica aceasta religioasă, care nu are antecedente în lumea greco-romană. O poezie, o literatură și aproape toate disciplinele pe care le avem noi astăzi, teologice, au luat naștere în acest imperiu. Deci, sub multiple aspecte, Imperiul Bizantin a reprezentat un progres mare față de Imperiul Roman, de lumea greco-romană și, cum am spus, unul dintre cele mai importante a fost acela că a putut să găsească metodele de creștinare a populațiilor a barbare care au pătruns în zona noastră. Bizanțul a fost inițiatorul, de pildă, al creștinării slavilor și a trimis doi bizantini care cunoșteau limba slavă, pe Chiril și Metodiu, în lumea slavă și au făcut un alfabet specific. Țările românești o știau, și domnitorii și boierii de vază. Din părțile acelea creștinate și-au adus constructorii de biserici, zugravii, tiparnițele, profesorii și uneori și patriarhii. Iar mai târziu, când sărăcia i-a scos pe drumuri, domnii români au înzestrat cu odoare bani și pământuri. De fapt, a fost un profit spiritual căderea aceasta. Căci știința din catedralele aflate sub turci s-a răspândit acolo pe unde înainte nu-și croia de bunăvoie drumuri. Poate că această cădere era cartea pe care o primiseră îngerii bisericilor pentru a se teme de Apocalipsă. Toți trebuiau să se hărnicească, să învețe din suferința altora. Erau în stare să înțeleagă? Nepăsarea lumii occidentale și în special a Vaticanului, pentru că a creat, începând cu Cruciada a IV-a, ideea aceasta a necesității redobândirii supremației și asupra lumii ortodoxe răsăritene. Biserica ortodoxă nu mai era o biserică soră, nu mai era pacea parte din biserica una, ci era o biserică schismatică care trebuia să fie adusă la unitate și al cărui șef trebuia să fie papa. Și din această cauză, mentalitatea aceasta care a justificat chiar Cruciada a IV-a s-a răspândit în lumea europeană și regii din vremea respectivă care țineau de papă, erau regi apostolici, toți erau catolici, n-au reacționat. Au văzut cumva un fel de pedeapsă a lui Dumnezeu pentru căderea în erezie, în schismă a bisericii de răsărit. Turcii au transformat foarte repede însăși capitala, care a devenit o capitală turcească. Dar, atenție, puțină lume știe că numele de Istanbul este o formă coruptă turcească a grecescului Eistenpolin, orașul cu majusculă, ceea ce era pentru slavi Țarigradul, orașul împăraților. Turcii au preluat nenumărate elemente ale civilizației bizantine. Turcii au fost, s-ar putea unii să fie șocați de această afirmație, mai curând toleranți. Ei, armenilor, grecilor, creștinilor, în genere, evreilor,
le-au dat o serie întreagă de drepturi, care evident nu erau cele pe care le aveau adepții islamismului, dar cine dorea să-și renege credința, putea la Stambul să facă o carieră extraordinară. La un moment dat, în haremurile sultanilor din secolele 15 și 16, erau sultane care erau de origine creștină. În secolul 16, jumătate din sultanii otomani aveau sânge creștin. Acum, fostul Bizanț este orașul cel mai mare al Turciei. Este singurul oraș din lume care se desfășoară pe malurile a două continente. Pe 28 martie 1930, numele său a devenit Istanbul. Orașul vechi se află pe malul strâmtorii Bosfor, care separă Europa de Asia și Marea Neagră de Marea Marmara. Meritul Bizanțului este că au oprit pe islamici să intre în Europa. N-au pătruns în vremea respectivă. Pe când în Spania au pătruns, da? Așa că e o dată tristă, foarte tristă în istoria omenirii, nu numai pentru lumea răsăritană, dar și pentru cea apuseană. Alta ar fi fost configurația Europei dacă Imperiul Bizantin ar fi putut să dureze mai departe, să poată colabora cu cel occidental. Și alta este acum. Și încă roadele nu se văd. Pentru că turcii acum, dacă te uiți pe hartă, te îngrozești asupra. E un continent întreg. Asia Mică este mâna turcilor. Iar ca populație, iarăși s-au mulțit foarte mult. Sunt vreo 60-70 de milioane. Și ei se mulțesc rapid. Iar problemele care se ivesc în Bosnia, Herțegovina, în Kosovo, sunt în primul rând probleme demografice. La 55 de ani de la căderea Bizanțului se cuvine să spunem, a fost voința lui Dumnezeu, cum spuneau bizantini, care au pedepsit orgoloasa împărăție, care au pedepsit trădarea față de pravoslavnica credință, dar amintirea Bizanțului stăruie. Bizanțul nu este, cum au crezut o serie întreagă de istorici, un cuib al intrigilor și al tuturor posibilelor turpitudini. Este, înainte de toate, un loc al culturii, al continuității. Fără Bizanț, renașterea ar fi fost de negândit în Occident. Deșertăciunea deșertăciunilor, zice Ecclesiastul. Totul este deșertăciune. Un neam trece, altul vine și pământul rămâne același. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Și dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile de dinaintea noastră.